Salutări și bine v-am găsit la un nou episod de Daisy, alături de Rare și... Grăsane! Continuarea primului episod, suntem tot aici. Da, bă, uite, uite, uite pe aia doi, uite pe aia doi. Oh, cum fug tipii! What, you are dead, what the fuck, ce... Wow, ce clonț a fost bă ăla! De unde o tras, mă? Nu știu! Fii atent ce mișto, s-a tras cu spatele, un avea arma în mână și efectiv s-a dat 180 de grade și a tras. Da, cu spatele. Clar. Deci știi cum a făcut și cât de epic a fost? De ce n-am filmat eu? Deci a fost ceva în genul și-a rotit așa capul. Ori a fost lag de la mine, ori nu știu. O, Doamne, și unde-ți dă spawn? Nu știu, acum vedem. Dacă vin o tip, eu nu mai am nicio șansă, mă. Vai. Că și așa eu oricum mi-e trageam, deci. Lumber meal. Tocmai că dacă vine, eu n-am poziție să-i trag. Eu sunt lumber meal. Hai că de repede poți. Ai grijă, Andrei. Uită-te la scară, știi? Tu uită-te la scară, nu-ți mai pasă de el. Asta-i faza, că dacă vine un tip, eu nu o să pot să-l împuși prea bine. Mie nu mai... Ba da, că știi cum urcă-i ții ținta la scară. Bă, eu... Mie nu mai în lumber mill, îmi dă spawn, frate. Deci tot timpul nu mai în lumber mill. Îmi pare rău că noi a dat la hangare acolo. Ieri mi-a dat spawn fix lângă hangare. Deci 2 minute am făcut. Vedeam hangarele perfect unde mi-a dat spawn. Și trebuie mereu să tu să mori și eu să rămân singur care să trebuiască să protejeze. Păi da, chestia e că am murit când aveam M4. Că dacă aveam M4 coboram direct la luptă, ce naiba, dar cu SKS mi-e greu. Eu cu SKS pur și simplu, cum să zic, trag de la snipe, așa că n-am ce să fac altfel. Dacă aveam M4, când veneau doi coboram, fiindcă ei n-aveau șanse, că unul avea SKS și unul Mosin, înțeles, era unul cu M4 pe aici, pe undeva ascuns. Eu cred că m-a sniperit altcineva, nu știu, s-a întors, să ia, eram fix, am văzut iar el. N-a fost M4 și a tras. A fost altceva, eu sunt 4 la bază. Locul ăsta e nașpa de sniper. Bă, noi, tu n-ai văzut că suntem pe server, eu cream că suntem vreo 5-6. Păi tu ziceți că suntem 14. N-am fost atunci. Dacă știam, nu mă mai băgam așa snap direct, ziceam să ieșim. Aruncă lucrurile de pe mine rapid. Eu, eu. O să ajung destul de rapid, nu știu. Am avut turn. Toate socurile, tot ce aveai în pantaloni ruin. Poftim? Tot ce aveai în pantaloni ruin. Ce aveam în pantaloni? Mâncare. Mâncare, sucuri și bandaje. Fuck. Nu te mai uita la alea, aruncă-le ca să nu vin altul să te omoare. Oh, oh, se trage. Bă, și așa nu prea-mi pare rău că am murit că aveam SKS, adică că aveam 4 mă speram, dar așa cu SKS. Știu că nu-s prea... Eu știu deja că nu-s prea... Oh, se trag! Deci aud sunete și din față și din spate și din stânga și te-am din dreapta. Te-am zis că te se trage peste tot, ce naiba? Deci am auzit SKS, M4 și Mosin. Păi te-am zis, erau aia doi cu... unul cu SKS și unul cu M4, iar unul cu Mosin. Eu cred că era oh, un tip... Cum stă tipul ăsta și stă pe burtă? Chiar lângă hangare, țintește ce dacă îmi ridic capul, sunt mort acum. Are unul cu long range scope undeva, că m-am pușcat ăla super bine. Dar nu m-am pușcat aia doi, nu cred. N-aveau cum, adică aveau hack dacă m-am pușcat. Unul cu M4 în spate, la clădirea aceea. Da, de acolo trăgea alea cu M4 și din spate cred că m-a luat. Dar nu a tras cu M4 la care m-a murit, a tras cu Mosin ceva. Și avea și long range scope. Eu cred că sunt 3 în clan sau ceva. Plumă că aia doi mă sunt, mai era unul, fiindcă eu cred că a făcut timp special să aia doi să mă atemenească să mă uit la ei și să trag altul în spate, știi? Mi se pare niște strategii prea riscante și complicate. Exact, mie nu. Am făcut cu Diana o grămadă de strategii riscante și au ieșit toate. Acum, adică avem... noi niciodată nu facem strategii în astea. Păi da, dacă aveam M4, pe... eu mă duceam, deși cum făceam, aveam strategie bună, îi vedeam pe ea acolo la casă, coboram. Și cu M4 te-am zis că iese și Mosinul de la apropiere, n-au șansă contra M4. Și veneam, bine, decât dacă e foarte, foarte bun, ceea ce e greu de crezut. Și veneam, tu erai în spate, tu erai în spate cu privirea. Iar eu veneam, îi ciuream pe amândoi, ne luptam și ne întorceam la loc. Și acum mai vedeam pe unul, ăla cu M4 avea șansă să ne bată. Ești pe drum? Da. De unde ești?
Am trecut de la Ambarmil, vine înspre. La noi apă la vapor, tai pe ruta mea. Okay. La vapor nu-mi place, ocolesc prea mult. Eu zic să vii, să-ți iei dacă poți lucrurile și apoi... Hai, dar nu putem ieși aici. Ce exact. Ieșim cu un nivel mai jos. Știi? Mă uit eu prin zid. Dacă e cineva, ieșim rapid, schimbăm serverul. Și gata. Ce-aș vrea numai să nu vină un tip, pentru că n-am poziție de aici, adică n-aș putea decât să-i trag la picioare dacă... Păi la picioare și lași pe jos și tragi la cap după. Mă, că și el când e pe jos poate să tragă. Păi da, tragi tu primul, știi, ești mai șmecher. Că el nu o să-și aștepte dacă n-a văzut prin glitch. Oricum, dacă a văzut prin glitch, l-am văzut și eu că s-a uitat prin glitch. Păi tu vezi până jos la intrare? Nu. Și atunci? Păi de acolo vezi. Da, de la intrare zic glitch-ul. Știi cum eram ieri cu Lorin, s-a urcat unul până la scările și a zis, vezi că vine unul? Ăla s-a uitat prin glitch și a plecat. Și ăla, noi eram Bambi și era la military gear, bine, n-avea cască, din câte mi-a zis Lorin, s-avea pălărie. Ai grijă la orice. Mi-a tras în cap? Nu? Nu știu. Am casca ruin, cred. Nu era ruin. Mă duc să mă uit. Momentele astea îmi dă mie, cred, mă. A, uite când mi-a dat creș. Nu, casca e pristin, nu știu unde ți-a tras. Păi și cum dintr-un glonț, mă? Doar una mea. Stai mă, că eram și alb. Ai technical shirt ruin, era ruin. Nu. Dar oricum eram pe... Vedeam da, alb negru, vedeam alb negru. Am zis în piept, mă, dacă... Ba, ori pe în spate mi-a tras, dar oricum eram, vedeam alb negru. Păi da. Deci nu... Nu știu că asta ce episod e. 55. Și pe canal la cât suntem? 35. Gata, mi-a dat creștat. Pe zi, așa se face. Crești. Bă, nu e așa de rău, 20 de episoade în avans. Cum erau unii prin, cum era nu mai știu cine, prin filma în vară și posta în iarnă. Adică practic era filmat de vara și posta iarna. Că zicea că Paște fericit și pe atunci era Crăciunul. Cine făcea asta? Un tip, nu mai știu, ceva cu serie. Avea o serie de la GTA 5, știi? Și filma o grămadă și tăia pe părți. Deci la genul a filmat toată seria și apoi s-a apucat să o posteze. Mhm, exact, așa. Mm-hmm. Se juca în continuu și... Și posta un episod pe săptămână, știi? Și seria avea vreo 200-300 de episoade. Și când ajunsese, era Crăciun și zicea Paște fericit tuturor. Știu că probabil suntem undeva prin septembrie și când acolo era decembrie. Ruin game. Așa, gata, am dat eu. Stresant să stai aici și... Schimbăm locurile, da? Da, eu mă duc la geam și tu stai la ușă, ok? Las facem. Las că stau eu puțin, mai schimbăm, stăm câte 10 minute fiecare. Schimbăm serverul. Da, dacă schimbăm serverul, nu mai plecăm direct din casă. Și când am intrat, eu eram 4 pe server, noi 2 și încă 2. Noi suntem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Știi ceva? Și dacă nu mai reușim, iei gloanțele deschis și chestii importante și... Ce să nu reușim? Să mai mi-ajung, da, item. Ah, da, pe atunci mă duc să mai iau din ele, că poate dă-mi un message și atunci... Da, dă rapid, ia rapid, că poate să vină cineva și să te omoare. S-au mai tras gloanțe? La un moment dat și apoi nu mai. De cât timp nu s-a mai tras? Oh, iar s-a tras. În 4, clar. Ei, nu l-am auzit, deci nu pot să zic că e în 4. Ce dar așa? Clar, în 4. Ar fi mișto să bage minigun. Nu e 4. Abia aștept să bage AK-74. AK, da, AK-47, mă, nu 74. Ba da, 74. Cum a 74? Este și 47 și 74. De când e 74? Bine, dar ce vor să bage nou update ăsta care o să apară în curând? AK-74. Și în afară de ăla? AK-74, nu știu cum. Cam ca și 1-1-1 și 1-1-1 în game.
Știu că vorbeam la școală și zic că tipul ăla rus, că echipa așa din Rusia, e marca rusească. Și e un tip care face modelele și într-adevăr primul a fost EK47, dar acum de puțin timp s-a lansat EK74. Și încă un model de EK. Păi bun, și în Daisy mă refer, ce o să mai apară în afară de astea? Știu că sunt mai... Drujbă. Ce mișto. Așa, știu că mai vor să bage, cum se numește, pere, ca mâncare știu. Pere, de la... Carne de animal o să bage, da, nu știu când. Ăsta, loot la zombie. Serios? Da, găsești, ai șansă să găsești chestii de-alea, nu ruin, cum se numesc. Mâncări, nu, mâncări stricate. Rotten, putrezite. Și high ruined, exact. Și șanse, ceva gen 10% să pice mâncare care e badly damaged. Așa că am citit pe nu știu ce forum, dar era doar de mâncare acolo și de câteva chestii. O să bagi animale care poți să le omori gen cerpi și urși. Și da, și de acolo o să vină carnea de animale. Dar cu ce încarci EK47? Ce glanțe? Tot cu de-alea de SKS sau cu care? Cred că din alea de mods, de M4. Nu, că mamă, dar chiar că e EK47 și că e exact ca M4, trage la fel. Nu sigur dacă e adevărat ce a zis un coleg, dar eu zis că bunicul lui a făcut armata în Rusia și a explicat niște chestii, că ci că EK-ul trage foarte ciudat, deci glonțul da, se rotește în toate părțile. Știu cum trage, de la GTA. Hai că vin, mă apropii. Să trage, mă. Și când trage și cum trage ăsta. Oh my god! Te-a omorât? Nu, e de jos. L-ai văzut? Da, e cu SKS. Și venea sau ai... Pe burtă, acum e... Nu, e chiar jos, dar nu știu dacă m-a văzut. Știi cum se aude EK47? Ăsta, M47 așa. Pzzm, pzzm. Stai, prrrr. Iar ăsta, da. EK-ul se aude... Când vrea să urce tipul. Are hunting backpack și SKS negru. Păi eu acum am apropii, văd hangarele. Eu nu pot să vin dacă era acolo. Deci știi cum trage, ăsta trage, ăsta așa se aude, mă rog, nu știu să explic, dar se aude așa un sunet scurt, da, la, știu. La M4, iar la EK-74 sau 47, cum o fi, se aude, așa, exact așa se aude, trage cu foarte multe gloanțe, trage mai puternic ca M4, cred. Da, minigun, dacă bagă, te-ai scos. Minigun e cea mai puternică armă din ca și ăla, știi? Și cum trage minigun în cap, 500 de glanțe în el, în realitate, știi? De asemenea, dacă găsești un minigun, fără încărcător, să încapă 10, să zicem. Și o găsești încărcător, păi ăla bați orice. Dar să te miști așa greu și să poți doar să mergi cu el. Mm-hmm. Să ți ocupe spațiu sau ceva, nu știu, să facă într-un fel, să ți ocupă jumătate de spațiu de inventar, știi? Ocupe. Bă, eu văd alea, mai e ăla jos. Nu știu, nu-l mai văd, dar probabil. Eu văd hangarele bine. Știi, pe ăla eu sigur că-s jos, că nu... Îl vedeam dacă pleca. Acum ajung la lac. Aveam acum armă, mă duceam și-l omoram. Nu aveam stres. Mama e în pat, Acum aș încarcă, parcă. Nu știu dacă vine, știi că le iau pe la spate, îi dau doi, pum, îmi vâr pe lângă el și fix nu-i atent vitul, da? Eventual mă omoară pe mine, mă mai întorc o dată, nu-i problemă. Hai plic, mă mai plisesc. Hai că eu-s la lacul ăla de unde bea apă, acum mă duc să beau. Să vii la clădirea cu copilul. Dar dacă e la acolo, de ce să vin? Să mor? Păi să vii și să te uiți dacă e acolo. Păi da, dacă e la ușă. Unde? Nu e la ușă. Ci chiar mă, la etaj, deci cum urci pe scările de piatră, lângă scările din astea... E acolo, îl vezi? Ce drac! Ai murit? Hacker. Ai murit? Da. Cum? Deci o tras prin perete, de sub. Eram sigur. Ți-am zis că e unul hacker pe aici. Însă ăsta m-o fi omorât și pe mine. Te-a tras prin, deci n-avea cum să mă nimerească. Deci, mă, pur și simplu nu era nimeni și n-avea cum să mă... N-avea cum să vadă ceva sau așa. De hacker, exact. Așa m-o omorât și pe mine. Deci de la mine s-a întors pur și simplu pentru o secundă și m-am pușcat. Deci o secundă s-a întors spre mine. Știi, ca și cum ar avea chilaura de la distanță, s-a întors și a tras și pe aceea continua să meargă, știi? Mă, dar s-a tras cu M4, deci nu știu ce-a fost. Erai pe burtă? Da. Nu știu, hai că mă deconectez lângă hangar, că nu vreau să mă omor.
Și așa ne-am pierdut title. Nu s-a așa supărat, că n-aveam cine știe ce chestii. Supărat. Dar n-aveam mâncare, chestiile mele erau ruin, să aveam un SK. Nu știu unde îs, dar revenim cu un nou server. Ok. Și am revenit. Deci unde ești până la urmă? Da, urcă, nu, da, lasă să mai să urcă chestia. Fuck! E un lac pola cu sticlă. Oare ce o să-mi facă? Serios? Da, l-am văzut, păi trage. Păi schimbăm, mă, să intrăm, nu avem nimic, a schimbăm. Lasă-mă. Eschez, așa. Ai găsit? Da, dar n-am glanțe. Fac, sunt în casă, rapid, te rog, doamne, te rog niște glanțe, singura mea. Glanțe! Perfect, MP. Charge, gata. Duc după ăla. Uite-l. Uite-l, l-am văzut. Nu, n-am nicio șansă, trebuie să fug. Hai mă, oricum n-ai nimica. Bă, dar nu vreau să mă omoare. Bine. Am un SKS, rapid să ies, sau nu? Bă, sunt bărbat și mă bat cu el. Scap. Nu știe unde sunt, hai că urc. Îl văd. A ieșit din chestia aia, e pe, nu e atent, uite. Gata, l-am omorât. Ok, să vedem ce avea. Are Mosin cu Pewscope. Fuck, Pewscope-ul e badly damaged. Glanțe. Hai că-ți păstrezi și ție să vin să luăm. Nu. De ce? Ce? Am dat undeva unde nu știu unde sunt. În pădure cumva? E bine dacă te-ai dat în pădure. Aaa, văd mă marea. Aaa. Dar sunt foarte... Cred că e marea. Nu văd, da, e lângă un ambar, dar nu ăla cu movirea de bălegar. Da, știu. Știi, spawn-ul? Da. Și rămân cotro să merg. Nu știu cum să-i din cu fața către ești. Stai, mă, cred că văd hancarul ăsta așa. S-ar putea să le vezi. Ia să vedem ce are nebunul ăsta, nu prea are multe, i-am ruinat cam tot. Bă da, aveam eschis, adică am dat doar două glanțe în cap. Asta da. Ce? What? Nu! Deci nu mă mai joc de zi, frate. Eram în camera preferata noastră, știi, acolo în locul, în camera cu de lângă, nu, în camera de lângă cu polă în aia, știi, cu paturile. Mă duc eu și într-un, da, exact. Am dus într-un gol și am găsut prin zid. Schimb serverul. Că aud, am auzit glonțe, am ieșit. Că până ajungi pe să. Nu știu exact unde ești. Poftim? Ce avem? Am făcut o factole. Așa. Nu știu. Abar n-am oricum. Din, da, în 20 minute vin. Ok. Da, să vedem unde sunt de spawn, dar să schimb serverul. Poate e pus de bine. Într-un bug. Mă frustrează, e mai departe decât alea trei case. Mă frustrează, cum ai zis. Ai zis mă frustrează. Nu e adevărat. Ai zis mă frustrează. Am zis mă frustrează. Uite-te pe video. Mă frustrează. Ce dov ești, mai știi? Ce nob ești. Bă, dar gargă, de când nu ne-am mai jucat noi Minecraft? De cât timp nu te-ai mai jucat? Cred că de 2 săptămâni sau 3 nu m-am mai jucat. Deloc n-am mai deschis Minecraft-ul. Nu cred că e o. Deci nu mai... Eu, tot ce știu e că am intrat acum, hai să zic, acum o săptămână și apăsam tab ca să deschid inventarul. Da, și eu. Și de-am click de-alta să dau zoom și chestii. Bă, ultima oară am intrat pe Orscroll. Atunci a fost ultima oară? Eu da. Mamă, la mine n-a mai jucat. A pus toată lor să joacă de survival. Mănâncă, nu vreau să fac. Da. Grasanu, cred să mănâncă. Hai mă, eu mă apropii mi-a dat de casa aia în construcții. Care casă în construcții? Macaraua. Aaa, și că ești mai departe, a?
ce mincinoși, Andrei, și m-a făcut și ne-ai simțit, vai, te-ai simțit, ha, ha. Păi zici că-s mai departe decât căsulele. Păi da, zițitule. Pentru că au trecut 5 minute de pe da, hă, sigur, știi? Păi spam ăla chiar e mai departe, să știi. Da, sigur. Domnule Guța Manelistu. Mai minți. Salam săsesc, ce be ești? Be a hero, not a zero, ce? Ce? Sloganul serverului, be a hero, not a zero. Zero, nu un zero, da. Da, vezi că asta. Și mi-e trebuie un încărcător de M4, mi-e trebuie un încărcător. Deci în aventurile lui Crex a făcut cum a făcut ce a făcut rost de un M4, după ce a omorât pe un tip cam într-o miliță, l-am omorât și acum sunt despawnat pe scări în camera cu cupolă și n-am încărcător de M4, am un hunting backpack și gear de militar. Aproape, nu știu dacă chiar de militar, dar e pe acum. Și mă spawnez în camera cu cupolă. Îmi rog joc. Și Andrei, tu unde erai când ai ieșit? Eu imediat ajung am într-un minut, cred că termin de lutat aia, clădirea în construcție. Dar nu mai treia, mă, să nu le mai lutez pe alea. Veneai direct la aeroport, că degeaba mai lutez. Da, bine, nu lutez, nu știu, dar oricum... Că știi că n-are niciun rost să mai lutez, că pe acolo doar ghiozdane, poți să găsești la aeroport, e plin de ghiozdane. Știu, oricum, trec plin de ea. Da, nu vă luta, cum te treci, să ajungi cât mai repede. De la aia faci, hai să zic, 10 minute, te-ai spawnat instant. Ah, nu știu. Sunt pregătit să spamez doiul. Râbă Crax și râbă... Să spamez doiul și Z-ul. Doiul și... Da, de ce și Z-ul? A, ești pe scări, atunci nu credeam. Server restarts at 12:04/... A, la ora 12, la ora 4 și la ora 8. Nu la ce ore? A, deci tocmai au restartat de ora. Mai s-a restartat de o oră, deci... M-am spavnat. Găsim chestii. M-am spavnat. Mi-am pus arma în mână. Mă bucur că încep să regazesc servere care să le bag la Felix, că nu s-a resetat. Bă, e lutat, tu auzi? Du-te, mă. Nu pot să-mi pun arma în mână. Opa. Și vine un zombie, cred. Am M4. Zombiul ăla vine după mine. Aud ce au și cum trebuie. Rog un încărcător de M4, doamne. Singur. Cel puțin un zombie vine după și după mine, nu știu dacă... Uite, Summer Hunter Pants. Am oricum tactic, am... Aba, nu... Stai bă că eu n-am Hunter Pants, de ce îi lăsăm acolo? What? Am epimer fină. Dacă mă uit așa, zombiul mai aproape decât dacă mă uit așa. Ce? Da, înțeleg clar, dacă te uiți așa... A, Irisi... A, uite, super. Ia ca si vreau sa te-i sper laghi. Au pe cineva. Si eu. Lângă mine. M-am auzit parcă am încărcat. Da, si eu tot la fel am auzit. Dar eu nu l-am auzit, eu l-am auzit de la deportare, rău. Si eu de la deportare, rău. What? Cred ca cineva aude pe, după celălalt. Da, dar la mine nu pare sa fie cineva. Nici la mine. Pă, de ce? Nu mi-apare, poate ca stau. M-am auzit parcă undeva în dreapta. Eu parcă n-am auzit lângă mine, am auzit pur și simplu. Am auzit, vezi? Sper să nu fie niciun player pe aici. A, aud cum merge cineva lângă. Eu. Dar tu nu ești lângă mine, mă. Ciungi, ciungă. Ghiozdan. Ciungă am zis. Ghiozdan mare. A, asta că eu n-am. Lol, și plecam așa liniștit. Te-ai pe burtă. Asta e ce are ghiozdanul ăsta în el. Lol, out loud. A, o lognă de chestii ruin. Bă, dai sper leghi, frate, serverul. Deci, încearcă să muți ceva prin inventar să vezi în câte secunde se mută. Mie nu mi-e leghi. Mi-e rău, deci până îmi pune arma în mână... Uite, cred că s-au 6 secunde să mi-o pună. Ia uite, până se urcă pe scară să ia comanda, vreo 8 secunde. 1, 2, 3, 4, uite, 4, bine, mă rog, 8. Pare, 8. M-a apăsat pe 2, ia uite, acum scoate arma după vreun an. Și eu cască și nu pot să iau. Din cauza cutiei. Vine unul, pac! Deconectează-te, Crex, rapid, că vine unul. Venea unul, l-am văzut. Am schimbat serverul. Da, în gloanțe, dacă aveam gloanțe... Îl rupeam, avea unul cu eschese înspre mine.
Și de departe era? La hangare și m-am coborât rapid pe scări și m-am depăit în cap. Crezi că o să ieși înainte să vină tipul? Păi, n-avea cum să ajung, că a intrat într-un hangar, cum a văzut. Avea eschez. Caută de un server, mai stau pe serverul ăsta un pic. Spreamai house. Vreau și eu gloanțe, dacă aveam încărcător, mă duceam după el. Bă, ce fac? Tu caută server, eu lutez PlayStation-ul pe serverul ăsta și apoi pe celălalt, ce apoi vin. Dar nu mai luta de atât. Se poate să gătesc gloanțe de M4? Păi da, și până ne întâlnim... Resilin, desfie. Am intrat de pe un server. Sper să fie bun. Și mi-e skin vizionul meu. Vedeți la tine în oglindă, dacă da, da. Uuuu, ți-am dat maxima. Să filmezi acum? Aia. Da, filmezi. Salutări și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de DayZ cu cel mai șmecher jucător de DayZ, adică crack. Eu n-am mâncare deloc. Crack. Băiatul. Ai chenobă, nu. Am intrat pe locul 6 playeri, Hell on Earth. Se numește serul. Hell on Earth. Adică iadul pe pământ. Iadul pe pământ. Am parcă mai intrat și eu pe ăla toată. Păi ai mai intrat mai minții. Deci minții îmi dorește asta. O, băie. Dacă tu n-ar fi pe mine. Fur. Că, mă, ce are? Trage motocicleta, scuze. Băi, deci ăla cu fula în fur, deci am zis eu, a zis și că, a, mersi, Rareș, hai mă zi, te rog, nu mai minți. Nu. Mi. Punct. Ce? Față. Ciudat. Ce? Cred că o căutat fura, nu curge, nu vezi nimic. Exact. Pe aici mi-a zis că nu merge, e sigur că mi-a zis. Bine! Bine, Andreea, zic robot. But first, let me take a selfie! Cum se scrie selfie, știi? Selfie. Wap, pim, para, pici care nu o să le mănâncă, le păstrez. Mie îmi trebuie sangri pe portocaliu. Nu mai sangri, că am mâncat niște spaghete. Epinefrină, iau și pe asta. Epinefrină. Da. Grăsani! La zis la cotor la grasă, mică, se zice grăsani. Ah, să iau și cu încă trei. Dacă e cineva la police station, încheie episodul în momentul în care îl văd. Știi să nu te mai ceri, bă, ce zici, doamna mea, dacă ești mine, craft tu. Ce? De fapt, cred că o să fiu prea panicat ca să mă mai gândesc să apăs butonul de oprit, care nu-i foarte aproape de tastaturile pe care o să dau ca să fiu. Deci, decizia... A trecut o motoretă. Caci pe tine cu stropi. Aaa, roboți, nebune, de ce mi-e. Cum ascultă asta? But first, let me take a selfie. Selfie, nu selfie. Cum zi, Andrei, dacă știi pe asta, cum se scrie parelii pe dreptul din pătratul al doilea din patru al treilea? P-A-R-A-L-L-I-P-I-P-E-D-R-E-P-T-U-N-G-H-I-C. Și cum era? Aia nu-ți mai zic, deci tu trebuie să fii atent. D-I-N-P-A-T-R-U-A-L-D-O-I-L-E-A. În pătrat la puterea a doilea vine un streg la treia, am zis. Da.
Mi-a dat spawn într-o cameră foarte ciudată. Unde... De unde vrei glanția, spune? De la Crex? Ten Tactical Shirt e bun? Nu e bun, ok. Ce e cu tech, jacket ăsta? Mi-l locuiești dacă îl pun? Nu știu. Mamă, 4 rex unde ești prost? Adică știu că ești prost, bine, dar zic și așa. But first, let me take a selfie. Uite un cer 75. Am un nou, nu și un ăsta cer 75. Ah, dacă... Deci ăsta, Ken Binzo, arată ca un încărcător de M4. Erau... Oh, încă glanțe de SKS, Andrei. Chiar ai SKS? Da. Că zic glanț. Ok, dar încheiem aici... Încheiem aici acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Alte glanțe de SKS. Câți player-uri pe serverul tău, ia zi? O grămadă. Zi. Și nu-i lutat. Nu știu, mulți. Un zombie jos. Nu știu, sunt mulți. E o glanță de Mosin. But first, putei că să fii. Nu știu să fac. Mă bag într-o cameră random. Am polit. Nu cred că e cineva, frate, până în poli. Eu dacă găsesc un încărcător de M4, sunt alte glanțe de SKS. Da. Nu, nu-i bine, că nu trebuie încărcător. It is good. Alte glanțe de SKS! Și tu n-ai SKS? Nu, am M4, ți-am mai zis. Hai că ieșim aici, intrăm pe servidor și dăm loot și sperăm să nu murim. Zampă. Dar la toate acestea, episodul următor. Pa!